Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile orei. Asistențe personale ai persoanelor cu disabilități din localitatea Vadul Moldovei își cer drepturile. Aceștia au transmis autorităților locale din comună o cerere prin care solicită să primească voucherele de vacanță oferite de stat. Au recurs la acest gest pentru că nu știau absolut nimic dacă le vor primi sau nu. Mai mult, se auzea că nu vor beneficia de ele. Doamna Tatarciuc a fost împuternicită de 15 asistenți personale ai persoanelor cu dizabilități din localitatea Vadul Moldovei pentru a-i reprezenta în ședința de Consiliu Local. Aceasta a luat cuvântul și a expus cazul dumneaei răspicat și a cerut informații în legătură cu tichetele de vacanță, mulțumind totodată pentru ajutorul primit de-a lungul timpului. Schimbul de replici nu au lipsit reproșurile. Aș dori să știu de ce, drept noi cei mai privilegiați, nu beneficiem de voucherurile de vacanță. Spor psihic, noi suntem 24 din 24. Noi concediu de odihnă nu avem. Nu avem voie să ne îmbolnăvim. Și nu vorbesc numai în numele meu, vorbesc în numele și tuturor celor care au mai grav ca mine, deci ca și copilul meu, care sunt imobilizați și stau în petă și rănește cu licurița. Nu vă doresc nimănui. Sunteți părinți, bunici, să aveți asemenea caz în familie. În afară de salariul acesta care venim să semnăm, nimic altceva. Era vorba cu anii în urmă, casa pensionarilor, o să ne întâlnim, o să vedem, să facă Dumnezeu. Noi suntem și cu ăștia că sunt handicapați, așa cum zic unii. Vor fi ei cu probleme de dizabilitate, dar nu și noi, cei care îi îngrijim. Și sunt alte mame care au drept, exemplu cum e cascălă. De ce mama ei nu este cu carte de muncă? Că astăzi a fost să aducă la recuperare de la București. De ce pentru dumneavoastră nu se găsește un loc care să-i se facă cu carte de muncă de atâția ani de zile? De ce alte persoane care nu stau cu persoana respectivă și merge cartea de muncă? Și eu puteam să o aleg pe sora mea de la București să vie să ne aibă grijă de copilul meu la Vadul Moldovei? Primăria, de când ea este mintea, nu aș fac niciodată niciun bani. Da, și care e problema? De ce spuneți că străiți și faceți numai din salariu? Mi-ați dat numai dumneavoastră. Dar nu! De ce spuneți că nu vă ajutat absolut nimic? Eu am spus că nu. Da, eu da, nu uit aceste registrare. Nu e adevărat, așa. Vă mulțumesc că n-am fost ajutat. Nu mi-a salariu. Dar primăria, eu mi-aduc aminte, nu știu de câte ori, de câte ori ați făcut dumneavoastră câte o cerere, răspunsul primit a fost unul simplu. Le veți primi. Voucherele se acordă în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație. Deci dacă au fost prinși bani la început de an. Și motivul care este de n-au fost prinși? Noi nu avem aceleași drepturi? Nu s-a știut de ele chiar la început de an. Da, dacă trebuie cât funcționari primării, de ce s-a știut? Dați cum voi să vorbesc. Păi și eu vă întreb. Și eu vă întreb. Vreau să vă zic, dacă o să continuați așa, nu facem un dialog, e un monolog. Da. Uitați, deci eu o să vă promit că o să-i găsim, deci voucherele astea se pot da până undeva până în noiembrie, până la începutul noiembrie, da? O să găsim soluții, o să facem o să discut cu domnul primar, o să găsim soluții prin care sunt undeva în 26.000 pentru toți asistenții personale, pentru 18 asistenți personale. O să găsim soluții și o să facem o rectificare bugetară la următoare ședință și o să vă acordăm și dumneavoastră voucher. Dacă se vor ține de cuvânt autoritățile locale din Vadul Moldovei, vom trăi și vom vedea.